Băiete, puțin muștar. Imediat. Așa, așa, mai pune, mai pune, mai pune. Perișon, nu-i așa? Grozav îi vine a aripi rochea de dantelă. He, cred și eu, o roche de 300 de franci. Băiete, o felie de pâine. Imediat. Perișon, ia spune, Henriette, am primit 18 ani. A trebuit să începem să ne gândim serios la... Da, Carolina, o să ne gândim și la asta. După ce ne-am întoarce în Elveția. Băiete, o gelatină de pasăre. Imediat. Și între o felie de șuncă și o gelatină de pasăre, domnul Perișon aruncă o privire protectoare și duioasă către domnișoara Henriette, care e purtată pe aripile vasului de tânărul André de Courcel, un dandy după ultimul jurnal de modă. Oh, aveți o roche minunată, domnișoara Henriette. Merci. Și dansați admirabil. Merci. Sunteți fermecătoare, domnișoara Henriette. Oh, merci. O să am plăcerea să vă văd și la balul de marți seară. Oh, merci, nu, domnule André. Oh, dar de ce? Noi luni dimineața plecăm din Paris cu trenul de Lyon. Aha. O, adevărat? Uh-huh. Pentru multă vreme? Pentru o lună. Oh. Papa ne duce în Elveția. A spus că vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii. Într-adevăr, o idee admirabilă. Trebuie să vă bucurați mult, nu-este așa? Oh. Da, domnule André, papa ne promite călătoria asta de un an, dar a vrut mai întâi să se retragă din afaceri. Or, cum spunea mamă, un comerciant nu se retrage din afaceri așa de ușor ca o fată din pension. Așa că... Vasul s-a terminat. Domnul André de Courcel o conduce galant pe domnișoara Henriette până la papa și mama. Oh, domnule Perișon, fiica dumneavoastră dansează admirabil. Vă felicit. Ești natural tiner. Educația e de la vârsta de 8 ani și până azi, mă, costă peste 12.000 de franci. Păi știi ce reprezintă asta? Oh, dau seara. Poate că nu. Și atunci am să-ți spun eu. 150.000 de metri de stambă, tinere. Enorm. S-a făcut două ceasuri. Henriette, mergem acasă, gata. Papa, încă un vals, unul singur, nu? Și gata. L-am promis domnului Roberto Savani. De altfel, uite-l că vine. Atâta că nu te supăra, dar valsul următor e al meu. Nu-i așa, domnișoara Henriette? Doamne Perișon, sunt gelos pe prietenul meu, Robert de Savary. Domnișoara Henriette i-a acordat 5 valsuri și mie numai 4. Nu-i nimic, domnule de Courcel. Am să intervin pe lângă Perișon să mai rămânem și valsul următor. Așa că o să împăcăm și capra și varza. Admirabil, foarte spiritual. Foarte spiritual.